A avut loc finala și s-au desemnat câștigătorii de la Power Couple de la Antena 1 și pe internet părerile au fost împărțite. Mulți considerând că alt cuplu trebuia să pună mâna pe premiul cel mare. De cealaltă parte, un alt cuplu nu prea a fost deloc simpatizat de public. Ba, chiar din contra. Să vedem amănuntele. Timp de 6 săptămâni, mai multe cupluri celebre și-au pus relația la încercare și au trecut prin numeroase probe dificile pentru a dovedi că sunt un power couple. În final, doar 3 perechi au ajuns în ultima etapă a competiției. Radu Sifredi și Oana Matache, Diana Angel și Sorin Gonțea, precum și Ana Maria și Tudor Ionescu, au concurat pentru premiul cel mare și trofeul Power Couple România. După ce Ana Maria și Tudor Ionescu au decis să se retragă din competiție, lupta finală s-a dat între cele două echipe rămase, Radu Sifredi și Oana Matache, și Diana Angel și Sorin Gonțea. Doar unul dintre aceste trei cupluri finaliste a reușit să câștige premiul principal. Câștigătorii au demonstrat că sunt un power couple prin abilitatea lor de a face față diverselor provocări. Au înfruntat temperaturi extreme, ploi torențiale, vânturi puternice și chiar condiții meteorologice dificile, gestionând împreună toate dificultățile. Vestea cea mare este că primul power couple de România în primul sezon al acestui show, care sigur va face istorie, este cuplu format din Diana și Sorin, a anunțat Dani Oțil. Felicitări, sunteți primul power couple de România. Power couple le dă astăzi Taiane și lui Sorin un cec în valoare de 27.350 de euro. Pasionații de matematică mă vor întreba cât s-a câștigat astăzi în timpul probei. Iată, 5.000 de euro până la prima fază și încă 10.000 de euro pentru câștigarea ultimei probe, în care ați ajuns să cărați în ultimul minut 50 de kilograme. A declarat Dani Oțil după ce Diana Angel și Sorin Gonțea au câștigat Power Couple România. Așadar, Diana și Sorin sunt câștigătorul primului sezon al show-ului Power Couple România și cei care au plecat acasă cu marele premiu. Pe internet, părerile oamenilor au apărut imediat ce s-a difuzat finala și s-au desemnat câștigătorii Power Couple. O parte dintre oameni consideră că Ana Maria și Tudor Ionescu trebuiau să câștige, dar s-au mulțumit și cu Diana și Sorin. Un cuplu pare că nu a fost totuși pe placul multora din ceea ce am văzut în comentarii și ne referim aici la Radu și Oana. Unii răsuflând ușurați că nu au plecat ei cu marele premiu acasă. Să vedem însă ce au spus câștigătorii. Power Couple și câștigarea acestui trofeu se adaugă la lucrurile importante pe care le-am realizat până acum în viață, a spus Diana Angel. Iar Sorin Gonțea a spus următoarele. Nu aș fi ajuns aici niciodată fără Diana. Comoditatea și lena mea și de lăsarea câteodată m-ar fi făcut la un moment dat să mă opresc. Când am văzut-o pe ea cât de motivată este să facem chestia asta, am zis că eu nu am cum să mă opresc.